90 de ani. Nu a putut veni doamna Rada Budrică, este fica, da? Să rămână. Să ofiți un buchet de flori mamei și un pic care îi facă trebuie. Să știți că n-am pus să fie, este foarte simplu, putea să veni, vă felicitam, mă trebuie de naș, plecam acasă cu toții. Dar cred că trebuie să și socializăm puțin și foarte mulți oameni mă întreabă peste tot, domnule, ce s-a mai făcut, domnule, ce mai, la ce să ne așteptăm de acum încolo. Și decât s-au auzit de pe stradă toate bârfele care se tot aud, mai bine auzit din gura mea și dacă ceea ce v-am spus nu este adevărat, mă sunați ca pe telefonul meu și aici e cartea mea de vizită, vă dau de 8 ani de zile aveți numărul de telefon. Doamna Dana Marcu, 90 de ani, nu a putut veni, este fata dumneai, 90 de ani, să-i spuneți multă sănătate la mulți ani. Mulțumesc. Mamei dumneavoastră și un mic dar din partea primului august. Haideți să facem și o fotografie, dacă îmi permiteți. Cum să nu? Nicio problemă. Multă sănătate. La sfârșit, m-am obișnuit deja cu fotografia de grup pe care și după aceea o presc mie acasă. 85 de ani, cred că am văzut-o pe fata doamnei Peleanu, doamna Valeria Peleanu, 85 de ani. Nu știu, doamna Peleanu, să vă rog să mă vedeți. Să vă rugăm la doamna Peleanu. Să o vezi la mama dumneavoastră, vă rog, nu au trecut să o vezi personal. Puțin răcită. Îmi pare rău. Multă sănătate. Mulțumesc și eu. Și o fi cu o fotografie cu puterea voastră. Nu contează nici eu nu sunt. Doamna Peleanu, de câte ori ne prinde, ne ceartă pe bună dreptate. Dar la fel cum ne ceartă este și prietena noastră, pentru că încearcă... În fine, sunt anumite probleme care, într-adevăr, împreună încercăm să rezolvăm, dar le vom rezolva, să știți, doamna Peleanu. Cu bune, cu ne găsește, ne urechează, ne poate, dar unde vreau să împărim, doamna Peleanu? Are dreptate. Eu cum am avut un Mihai Vitazu cu pompele funebre. Într-adevăr, are dreptate, dar... Unele instituții ale statului mai și ajută, cum am mai spus doamna Peleanu, dar să sperăm că împreună vom rezolva problema acolo, pentru că aveți dreptate. V-am zis de la început. Vă mulțumesc și multă sănătate mamei dumneavoastră și la mulți ani. Dar rămâneți la la fotografia de grup, vă rog. 80 de ani, doamna Nicolina Duma l-a văzut pe... Da? Și este și unde? Doamna Duma, la mulți ani, să fiți sănătoasă.80 de ani nu a putut veni doamna Ioana Mușat, este soțul domnului Mușat. Domnul Ion Jerdianu, 80 de ani, este aici, îl salutăm. 80 de ani. Sectorul 2 a avut un șantier, n-am avut camisele, dar ne faptul că șantierul naval Mangalia a stat închis 2 ani de zile, primăria Mangalia a primit 2.500.000 de lei în fiecare lună. Da? Bani pe care trebuia să-i acoperim de undeva. 2.500.000 era anii 2016-2017, sunt foarte bine. 80 de ani, domnul Ștefan Jianu. Multă sănătate. Și de 5 ori vreau să mai ai. Da, v-am înțeles, gata, suntem aici. Pe aici, de fi, anul ăsta vine dumneavoastră, orașul mine, cetățenilor dumneavoastră, deci de ce să nu duc acest oraș. Mulțumesc mult pentru apreciere și...
Și încercăm să nu dezamăgim, repet, nu putem zoaba de plăne, nimeni face, da? Dumnezeu, noi nu facem George Muru. V-am spus clar, vin acolo, știți că am fost la blocul de și la blocul E, tot pe acolo, pe Arcului, pe Mihai Sadoveanu, pe acolo, pe la Releu, le vom face. Dar încă o dată, poate costă bani mulți și mai bine luăm bani europeni pe toate proiectele orașului. Doamna Ileana Dobre, 75 de ani, săptămâna doamna Dobre, v-am văzut ce faceți, 75 de ani. Șmit, dacă facem bine și acum local și o să facem fotografia, dacă îmi permiteți. Toate cele bune. Doamna Emilia Tâmpeanu, 75 de ani, săptămâna. Multă sănătate. Și un mic din partea mea. Suntem aici, sperăm, da, tot împreună. Doamna Ioana Trandafirescu, 75 de ani. Nu uitați tot timpul numărul de telefon din tot an de zile. Nu uitați să vă spun și o parte de altă nu și faceți. Să nu până am. Elevatul noastră, colega noastră. Da. 75 de ani, domnul Ion Fefea. Domnul Fefea Ion. Nu, nu pe toate, nu pe toate, dar unde? La care? O simă. A, la 100. Nu, toate vor fi recurate. A intrat, a spus foarte bine. Am dat și azi partea vostru, l-ați văzut? Da. Poate că a rămas sarea acolo și asta e ca tot ce e acolo. De o vorbeam de Incil. Îmi pare rău că la un moment dat acolo se trebuie să facă un magazin de la Incil. E privat și foarte bine. Am mergea, mi-am dat asupra impozitare. Uitați-vă câte supermarketuri sunt în Mangaia. Acum luăm și cine are toți aminte câștigat. Pentru că prețurile în 2020, faceți aminte că scurați că prețurile sunt cele mai mari în România. Faceți aminte? Nu le căuta nimeni. Astăzi, uitați-vă, Profi, Lidl, Mega Image, toți vin în Mangaia. De ce? De ce? E o întrebare la care trebuie să răspundem cu toții. E da? Big, la fel se deschide, dar nu va fi alimentat. Da, acolo luam rația, luam uleiul și zahărul de la Big. Pe Petru Maier la Puteri, stăteam la coadă, mi-aduc aminte și acolo stăteam și... 75 de ani, domnul Gheorghe Gherase. 75 de ani, domnul Gherase Gheorghe, vă salutăm și la mulți ani. Multă sănătate. Mai 70 de ani, doamna Ana Bărcălescu. Să vă spună, doamna Bărcălescu. Doamna Maria Capdefer. Așa, da? Să rămân la mulți ani. Nu este cu insegnul, da? Să rămân la mulți ani. Să rămân la mulți ani. Și unii dragi din partea cu insegnul local. Să 70 de ani, doamna Florentina Cornea. Să rămân la doamna Cornea și la mulți ani. De vreo la sfârșit situații în urmă. Și când dorește, se poate suna. Sărbuna, vă mulțumesc frumos. Doamna Cornelia Cerna, 70 de ani, sărbuna. De ani,
putem să spunem familia Jitărașul. Doamna Georgeta este aici și domnul Remus, dar nu a putut veni. Sunt buna. Ce faceți? O să facem să facem să cu prima brasă. Șaptezeci de ani, doamna Ioana Ilie. Da. Să rămână. Să trăiți, să aveți putere să munciți, să lucrați cu tovarăși. Dar să știți că singurul împotriv. Împreună, să faci toți. Împreună, nu mă lăsa singur. Eu trebuie muncă în Mangalia. Șapte ani, femeile. Eu ce zic? O să mă întâmplă? Doamne ajută, vă avem un sport. Sper să ne iasă toate proiectele pe care am pus, să vă avem curaj. Doamna Elena Gavrilă, 70 de ani. Sărbuna, doamna Gavrilă. Are tinere ce mazare. Șaptezeci de ani, doamna Caterina Luca. Să rămână, doamna Luca. Șaptezeci de ani, doamna Elena Lupu. Am o singură rugăminte la dumneavoastră, dacă îmi permiteți. Și doar dumneavoastră puteți să faceți lucrul acesta. Să redevenim uniți, așa cum eram cândva în acest oraș. Nu mai vreau să văd că nu ne mai salutăm, că ne dușmănim și nu avem nimic de împărțit unii cu alții. Asta o puteți face noastră. Nu, asta problema este, domnul primar. Credeți că e prea mult? Mult ne-am ajuns și nu mai ne punem. Nu e problema de ajută, nu e problema că ne-am ajuns sau ne-am ajuns. Și totuși să vedem că ne zâmim și ne salutăm când ne trecem. Am pus pe casa să nu se mai salutau oamenii. Știu mine că eram copil, da? Ne schimbam, dădeam și boala cu mâncare. Acum nu ne mai salut, trecem unii pe lângă alții și nu ne mai salutăm. Și nu știu de ce. Asta o puteți face dumneavoastră. Nu cred că cer prea bun de la noastră, nu? Era Partidul Comunist și era ce era, era tot al nostru. 70 de ani, doamna Flotinia Martac. Salut, doamna Martac. Doamna Maria Stanciu, 70 de ani. Sărut bună, doamna Stanciu. Multă sănătate. Mai sunt, 42 de muncă. Valentina Teslov. Să ne facem, să facem și fotografia.
75 de ani, dar vreau să fac un lucru. Da, 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 la timpul lor, nu știu ce vreți să dea. Acum, prea multe mai vreți încercăm încă o dată să fim atât de noastră tot timpul, nu odată la patroan, nu odată când eu știu ne zărim, poate întâmplător, nu, tot timpul. De aceea numărul meu de telefon este public 8 ani de zile. 70 de ani, domnul Nudetin Ablachim. Prezent. 70 de ani, domnul Gheorghe Antochi. Domnul Antochi, am mulți ani și multă sănătate. Și un mică și foarte așa. Să70 de ani, domnul Mircea Baciu. Să știți că eu totdeauna vorbesc mai tare pentru că vreau să fiu auzit și în spate. De aceea tot vorbesc mai tare pentru cei din față nu v-am deranjat foarte, foarte tare. Foarte stimat. Doresc să vă sărbătorim și pe dumneavoastră. Mulțumesc. 70 de ani, domnul Tudor Filișan. Domnul Filișan, îl salutăm și la mulți ani. Doamne, știu și mii de ani, poate fi și acum slocat. Doamne, este, dar aceste proiecte trebuie finalizate. Aceste proiecte trebuie duse la final. Vă spuneam clar că toți colegii din primărie au lucrat la aceste proiecte și acum încep să se vadă, vă spuneam, munca de 3 ani, de 4 ani pe care dumneavoastră n-ați văzut-o și ne bucurăm și noi când vedem că băgăm casma în pământ, că încep utilajele, că știm câtă muncă, da, asta dă spate, spatele fiecărui proiect. 70 de ani, domnul Eugen Fluerariu. Domnul Marian Fotescu. Doamne ajută, la 90 de ani spuneți, da, suntem aici. Trebuie să fiți toată lumea, trebuie să fiți, toți trebuie să fiți aici, pentru că și uitați, 5 a spus că de 6 ori vreți să vă mai felicit, da? Zic, de 5 ori a spus că vreți să vă mai felicit, da? De asta zic. Marian, da, da. Da. Sunt 5 ori, sigur. Da, l-am uitat. Această clădire este clădirea primării, este primul proiect cu finanțare europeană făcut în 2013. În 6 unde s-a fost făcută clădirea, că tine n-am banii. Dosarul a aprobat printr-un sertar. Dar a rămas și rămâne 2000 de ani după noi, cum îmi place mie să spun. Adică rămân tot, acestea sunt lucrurile care, pe care trebuie să sau poate identificate instituția primarului, până la urmă. 70 de ani, domnul Gheorghe Leveș. Domnul Leveș, s-au întâlnit și la mulți ani. Și un mic dat din partea primului a fost locat. Într-o zonă, poate cea mai frumoasă zonă a orașului, zic eu. Da, eu. Se lucrează și la faleza din Saturn, să știți, acum am început deja șantierul de la Siemens până la niște din Saturn, 2,5 km de faleză pietonală, da? Pe bani europeni. Omer Mustafa, 70 de ani, domnul Mustafa Omer. Și 70 de ani, domnul Vasile Popa. Popa. Mare Popa. Nu te duci cu asta. Dar nu are doșcă. Să ia să vină în
70 de ani nu suntem rude, nu că mi-aș dori domnul Neculai Radu. Domnul Radu Neculai, la mulți ani. Ne un cântec, parcă, nu? Radu, mamă, are în meseria, că eu nu... 70 de ani, domnul Romică Ștefănescu. Da, vă spune, la un lucru constructorul care ne-a luat că nu e. Adică, dintr-un proiect frumos, am venit un dat, totul își mai avut. Nu s-a intrat niciodată cu roniști. Domnul Marin Voina, 70 de ani. Voina, la mulți ani și eu, să-ți dați 70 de ani. Da, pe nu, era atunci închis, vorbesc de anii de 84, vorbesc de 1984, era deja închis. Era deja închis. Exact, da. 50 de ani de căsătorie. Tot în această clădire se oficiază și căsătoriile și normal că am spus clar, am să știți că am avut o familie, am fost o familie pe care am cuitat, deci împreună am avut 68 de ani de căsătorie. 68 de ani de căsătorie. 65-67, foarte multe familii de altfel. Doamna Jenica, domnul Vasile, familia Grosu, 50 de ani de căsătorie. Nu a putut veni, doar domnul Grosu. Da, ia și acolo la nepoții, la București. Multe sănătate să-ți spuneți. Soție, oferiți un bucur de tot din partea noastră și facem fotografia dumneavoastră. Vă uitați la mine? Domnul Grosu? Așa. Multă sănătate. Primat de la ce e toate dar din an în an. Mă refer la căsătorie. Vă spuneam că ne facem niște calcule toată la timpul lor. Să vedeți anumite lucruri frumoase. La căsătorie. Dacă nu îi facem 54. Și nu am făcut la 50? Păi da, da, la 50, da, facem, am făcut 54. Și de-aia ar trebui. Da, uite, Doru e o idee. Da? O să discutăm. Adică... 55 facem la... Nu, no, nu, poate nu mai suntem, știți? În 55 familia Mulțumesc.
50 de ani de căsătorie, am zis că doar soția este doamna Fogan, Fevronia și domnul Petre. Dacă nu mai e unul să mai dă, nu uitați, acum facem și fotografia de grup, la fel o vezi cu mine. Acasă suntem la zi cu fotografia la mână? Decembrie, da, de cea mai avem. 50 de ani de căsătorie, familia Topală, doamna Ioana și domnul Dumitru. A ridicat o problemă foarte importantă. Din păcate, vedeți ce înseamnă să iei decizii. Vorbim de instituția primară, nu mai vorbim de oameni. Decizii proaste pe care nu ai cum să mai corectezi. La 2 metri de mare, tot în curtea spitalului, sunt 46 de garaje etajate. Doar Magra și în Brazilia mai vedem așa ceva. Dar au fost autorizate, autorizații de cu etaj, da? Garaj cu etaj, nu știu, deasupra elicopterul, nu știu, nu poate să face. Din păcate, acolo nu mai putem face nimic. Repet, sunt cele 46 de garaje la 2 metri de mare autorizate din 2006. Din 2006 sunt autorizate și vor rămâne acolo 2000 de ani. Vedeți că acolo, când în timpul venit, nici măcar ambulanța nu poate să intre. Nu mai vorbim de pompieri și multate. Dacă se întâmplă o tragedie acolo, vom avea... Dar așa au gândit-o mai mari orașul la vremea respectivă. Dom'le, facem garaje etajate, ca să nu mai spun că acolo sunt și foști angajați ai primăriei care au contribuit și multe altele. Adică decizii proaste, doar că pentru noi o să ne fie bine, da? Dar noi gândim la comunitate. Nu ne interesează comunitatea, doar noi o să ne fie bine. Multii s-au transformat în locuințe. Nu pot face orice acum, că sunt proprietari, din păcate, din 2006. Da, nu, no, nu, no, așa va rămâne. Doar să le impune să facem un proiect cu un până apăzat atunci, dar n-ai ce să faci. Știu toată situația, o știu și, din păcate, decizia din 2006 nu mai putem îndrepta și nu se poate îndrepta niciodată. 50 de ani de căsătorie, familia Tucă, doamna Elena și domnul Constantin. Vă mulțumesc încă o dată la mulți ani. Și luați informația la sursă, în perioada de asta veți fi bombardați cu tot felul de minciuni. Am înțeles din poate toate ce le punem. Suntem aici cu bune curele. Ne găsiți!